De obicei, primăvara și vara ne prind pe picior greșit în ceea ce privește sănătatea. Corpului îi ia ceva timp să se acomodeze cu schimbarea și pentru una, două săptămâni este vulnerabil. Acesta este momentul când se instalează bolile de sezon. Cele mai frecvente, bineînțeles, sunt rinitele. Acel nas înfundat, nas strănutător care curge și nas înfundat. Este vorba în special de rinitele alergice și vreau să vă spun că este o frecvență extraordinară a rinitelor alergice și în general a alergiilor, dar cele pe cale respiratorie, probabil datorită modificărilor atmosferice, sunt extraordinar de mari. Practic, unul din trei oameni suferă de o anumită formă de alergie, iar rinitele alergice reprezintă, de fapt, procentul zdrobitor al fenomenelor alergice ale organismului. Nu trebuie să ne speriem, dar nici nu trebuie să ignorăm rinitele apărute. Medicii ne spun de ce. Determină foarte multe lucruri neplăcute, oboseală, greutatea capului, probleme infecțioase în vecinătate, respectiv otite, sinuzite, amigdalite și așa mai departe. Deci ea, ca și afecțiune, nu este atât de zgomotoasă pe câte neplăceri produce. O otită, se știe, o otită congestivă este o afecțiune foarte dureroasă. Ea este datorată totdeauna nasului, înfundării nasului. Rar există acele otite traumatice, dar nu se pune problema aici, este vorba doar de otitele infecțioase. Un nas înfundat duce la ureche înfundată. Situația se poate complica și mai mult. Pe măsură ce afecțiunea progresează, se ajunge până la ast bronșic, complicație redutabilă, o afecțiune foarte gravă. Așa că trebuie să fim puțin mai atenți cu semnalele trimise de propriul nostru corp, să avem mai multă grijă de noi, să mergem la medic imediat ce afecțiunile virale s-au instalat și, cu un tratament ușor de urmat și de scurtă durată, problemele, complicațiile vor fi evitate.